Traiul este din ce în ce mai scump în România, iar mulți cetățeni aleg să plece în străinătate pentru o viață mai bună. Mulți dintre cei care pleacă doresc un salariu mai bun, stabilitate financiară și condiții de muncă mai bune decât cele pe care le găsesc acasă. Pentru a reduce numărul celor care pleacă, oamenii spun că ar trebui să se facă schimbări majore în țară. Să schimbăm actuala conducere. Guvernul tot. Deci să schimbăm altă concepție, altă imagine. Ne-am săturat de atâtea promisiuni și atâtea... Nimic nu se face în țara asta. România trebuie să pună punctul pe I, mai spun oamenii. Deci în țară trebuie să punem punctul pe I, să deschidem uzinele. În primul rând și în primul rând ar fi bine să deschidem agricultura. Prin agricultură deschidem și industria. Dacă nu deschidem în primul rând și nu băgăm niște bani în agricultură, în irigații și în chestiile astea, nu o să facem nimic să deschidem. Și vai și amar de copiii noștri, de-aia pleacă, am soția, e plecată, acum a plecat numai ce în Spania, a fost în Germania. Dar ne uităm de copiii noștri, fac niște școli, și, deci pur și simplu în gorj e mort. Gorjul nu are nici industrie, nu are unde termină copiii școala și unde să duc. Că nu se descurcă cu salariile din țară, părerea mea. Și ce ar trebui să facem? Să ne dăm mai mult silința. Da. Să creăm locuri de muncă și joburi, poate unele mai bine plătite. Nu prea se face prea mult pentru tineri. Nu au, se consideră că n-au niciun viitor. Cetățenii mai spun că în țară viața este prea scumpă și aleg să plece peste hotare pentru a se putea întreține. Păi din cauza sărăcii, n-au bani. Și ce ar trebui să se schimbe în acest context? Păi trebuie să se schimbe, să ieftinească alimentele, banii spuțând, pensia e mică, să se îmbunătățească, să ieftinească toate astea, toate scumpe. N-avem bani, medicamentele scumpe, cu ce să trăim? Dar cine credeți că este de vină? Păi ăștia de la guvern. Ăștia sunt de vină. De la guvern. Cetățenii își doresc ca cei care guvernează țara să ia măsuri concrete care să îi determine pe oameni să renunțe la gândul de a pleca în alte țări.